Echipele angrenate în sezonul viitor în cupele europene își vor afla adversarele mâine, 29 iunie. Tragerea la sorți de la Luxemburg, programată inițial pe 28 iunie, a fost amânată cu o zi, informează pagina oficială de Facebook a Confederației Europene de Volei. Cele nouă echipe de volei feminin și masculin care vor reprezenta România în sezonul viitor în cupele europene au avut termenul de înscriere în competiție data de 11 iunie 2018. Pentru sezonul 2019 al cupelor europene, România are alocate patru locuri la masculin și cinci locuri la feminin. La feminin, două locuri în Champions League, două locuri în Cupa Cev, un loc în Cupa Challenge. La masculin, un loc în Champions League, un loc în Cupa Cev, două locuri în Cupa Challenge. Finalizarea campionatelor naționale de volei la feminin și masculin a stabilit și împărțirea locurilor de cupe europene în sezonul 2018-2019. Astfel, la feminin, campioana CSM București și ocupanta locului al doilea volei Alba Blaj vor evolua în Liga Campionilor. La masculin, campioana Tricolorul Ploiești va evolua în Liga Campionilor, iar ocupanta locului secund, Arcada Galați, va evolua în Cupa Cev. Formațiile de pe locurile 3 și 4, Steaua București și Volei Municipal Zalău, vor juca în Cupa Challenge.